Palatul Copiilor din Călăraș, instituție cu peste 1000 de copii înscriși, are nevoie de un sediu nou. De aproximativ 12 ani funcționează într-o clădire ce aparține liceului Danubius, însă aici nu pot fi făcute investiții pentru că spațiul nu le aparține. Conducerea Palatului Copiilor a discutat cu autoritățile locale pentru găsirea unei soluții. Faceți-mi o scurtă prezentare a Palatului Copiilor din Călăraș. De cine aparțineți? Palatul Copiilor s-a înființat în 1953. Sub denumirea de Casa Pionierilor și de atunci a avut o activitate intensă și cercurile s-au dezvoltat pe parcurs foarte mult, ajungând să avem astăzi 13 cercuri, deși s-au înființat atunci doar 5. Suntem o unitate de învățământ, conexă a Inspectoratului Școlar și aparținând de Ministerul Educației Naționale. Mi-a spus că aveți 13 cercuri. Câți copii sunt înscriși în momentul de față la Palatul Copiilor? În momentul acesta avem 1253 de copii înscriși la cele 13 cercuri. Aveți spațiu suficient pentru un număr atât de mare? Ne descurcăm cu ce avem, ce să spunem. Ne-am dorit un spațiu mai generos, dar ne descurcăm și așa pentru că copiii nu vin toți odată. Deoarece la cercuri se vine o dată pe săptămână, grupele vin, deci pe parcursul săptămânii avem numărul acesta de copii, nu vin. De la ce vârstă se pot înscrie copiii la Palatul Copiilor? Conform regulamentului se pot înscrie de la 4 ani, dar noi, ca și în cadrul Consiliului de Administrație și în cadrul Consiliului Profesoral, discutăm lucrurile acestea și atunci profesorii își aleg, să zic, vârstele și copiilor, pentru că sunt cercuri care nu pot funcționa cu copii de la 4 ani, de exemplu electronică sau, eu știu, alte cercuri. Modelism, unde se lucrează cu diverse materiale și ustensile, unde chiar nu se pretează pentru copii așa de mici. Dar să zicem că la dans modern, la pictură, pot veni de la 5 ani. Ați spus că aveți 13 cercuri. Dați-mi exemple. Spuneți-mi despre ce... Da, avem și aș vrea să vă spun și profesorii care lucrează la fiecare cerc. Încerc cu pictură. La cercul de pictură avem pe doamna profesor Ramza Natalia Mihaela. Avem cercul de matematică aplicată în tehnica de calcul, unde de anul acesta predă doamna profesor Dumitru Veronica. Cercul de muzică vocal instrumentală cu domnul profesor Laurențiu Imireanu. Cercul de muzică ușoară, vocală și instrumentală, unde doamna profesor Cristache Adriana face și cor, și canto, și pian. Studii europene, domnișoara profesor Florea Oana. Ansamblu folcloric, doamna profesor Tudor Daniela. Muzică populară, unde predau eu. Machete construcții, domnul profesor Niță Laurențiu. Modelism, doamna profesor Măreuță Valentina. Dans modern, domnișoara Vaciu Andreea, de anul acesta, este și a nouă. Și cultură și civilizație engleză, cu doamna profesor Tican Daniela. Unde sunt cei mai mulți copii? Către ce se îndreaptă? Cei mai mulți copii sunt în momentul ăsta la engleză, pentru că este un cerc foarte căutat, de asta am și ales acum câțiva ani să-l înființez, se căuta foarte mult în oraș și lucrul ăsta. Sunt foarte mulți copii la pictură, la dans modern, la dans popular, chiar și la instrumente. Anul acesta chiar am avut preselecție cu ei și s-au înscris foarte mulți. Nu au reușit să treacă, să zicem, toți, pentru că chiar era necesară o preselecție și nu poți să faci muzică dacă nu ai cât de cât abilități pentru asta. Dar chiar și celelalte cercuri au, toți au. Noi avem prin regulament un minim de copii înscriși pe care trebuie să-i avem la cerc. Dar toate cercurile își depășesc această normă, să zic. În general, programul este dimineața sau după amiază când se întorc copiii de la școală? În mare parte după amiază, dar noi ne punem programul în funcție de orarul lor de la școală. Cei care învață dimineața vin după amiază, cei care învață după amiază au cursuri aici la Palat dimineața.
Dacă mi-ați spus că cei mici se pot înscrie de la vârsta de 4 ani, care ar fi vârsta maximă până unde puteți merge cu ele? Vârsta maximă ar fi 18-19 ani, depinde cum împlinesc ei în clasa 12-a. Deci noi putem înscrie atâta vreme cât sunt și ei înscriși într-o formă de învățământ, adică la școală, până în clasa 12. Ați avut elevi care au urmat cursurile Palatului, apoi s-au îndreptat către o școală de art, au continuat și da, în învățământul universitar? Avem copii, chiar și anul trecut avem doi elevi care au plecat de aici, de la Palat, de la cercul de ansamblu folcloric și au dat testare la liceul de artă, la Dinu Lipati, și s-au înscris acolo la liceu. Probabil o parte din ei se vor întoarce ca profesor peste ani și ani. Sperăm că se și vor întoarce, pentru că copiii care cresc aici la Palat cresc un pic altfel și au o altă viziune asupra educației și asupra creativității, originalității, și chiar avem nevoie de astfel de profesori aici. Deși acum, în mare parte, am colegii titulari la majoritatea cercurilor. Lucrul ăsta s-a simțit nevoia să-l avem, pentru că se schimbau așa în fiecare an, la unele cercuri se schimbau profesorii și atunci cam greu să-i convin să vină aici titulari. Dar cei care au înțeles sistemul și au înțeles cum se lucrează aici, au apucat să lucreze măcar un an și au dat seama că este altceva și au dat seama că le place și atunci am reușit să-i convinc să vină titulari. Intrând în birou, dumneavoastră, am văzut foarte multe trofee, diplome, medalii. Vorbiți-ne un pic despre rezultatele obținute în ultimul an școlar. Da, foarte multe rezultate avem. Toate cercurile participă la concursuri, concursuri organizate prin Ministerul Educației, concursuri aflate în calendarul Ministerului, atât naționale cât și regionale, interjudețene și județene. Noi și organizăm câteva concursuri în acest calendar. Ce să vă spun? Gândindu-mă la totalul de premii din anul trecut, pot să spun că depășește 300. Exact cum vă spuneam, la toate cercurile, acolo unde se participă cu grupele de copii, da, acolo participă foarte mult la dans modern, la dans popular, la instrument acum, că avem și taraf de acum 2 ani și atunci participă și ei. Într-adevăr, sunt concursuri naționale foarte importante prin țară și participăm de câțiva ani la concursul pe marginea, pe fir de baladă de la Târgu Jiu. Este un concurs la care chiar am participat și eu când eram mică. Deci are ediția 43-a, organizat de Palatul Copilor de la Târgu Jiu, un concurs foarte mare de folclor, unde am participat și noi și am luat premiul 1, premiul 2 cu tarafu, premiul 3 cu unii soliști. Am participat și cu soliști, și cu taraf, și cu dansuri. Un festival foarte mare. Am mai fost la Sighetul Marmației, am mai fost la Deva, la Botoșani se organizează concurs foarte mare, la Brăila. Prin toată țara sunt concursuri organizate de palate și copiii chiar participă cu drag, pentru că ăsta de fapt este și scopul nostru aici, să îi învățăm ceea ce le place să facă, ei vin, aleg ce vor să facă și noi încercăm să-i ducem cât mai sus în această performanță și să obținem premii cu ei, și bucuria lor de fapt asta este, să participe la concurs, să meargă în alte orașe, să cunoască alți copii la fel ca ei, să lege prietenii, ne întâlnim de un an pe altul, ne cunoaștem între noi. Este o viață frumoasă. Thank you.
finele anului ați primit invitații sau aveți concursul la care veți participa? Da, am primit câteva invitații. O să vedem la ce o să putem să participăm, pentru că sunt destul de departe și sunt prin decembrie, să vedem cum e cu vremea. Dar da, avem o invitație la Sebeș, chiar în apropiere de Ziua Națională. De asemenea, o invitație la DEVA, la un concurs de dans modern, tot așa un concurs național. Și am mai primit și invitații la concursuri unde se participă indirect, adică de desen, de esee, eu știu, la engleză, la studii europene. Mi-ați spus că aparțineți de Ministerul Educației. În afară de premierea obținută la concursuri, faceți elevii cu rezultate foarte bune, sunt premiați și la nivel județean? Da, anul trecut chiar s-a ținut la Inspectoratul Școlar de către doamna general o festivitate de premiere a celor mai buni elevi, în care am fost invitați și noi. Cred că a fost pentru prima dată când s-a ținut cont și de premiile obținute de acești copii la nivel național. Și mă bucur pe această cale că doamna inspector s-a gândit și la noi, pentru că vreau să spun că aceste premii și aceste concursuri naționale pe activitățile extrașcolare, din punctul meu de vedere, știind munca din spatele acestor rezultate, echivalează cu olimpiadele școlare. Ori lucrul ăsta nu e prea mult, să zic, popularizat și susținut. În fine, nu știu din ce motive, dar eu chiar mă bucur că anul trecut am fost invitați și o parte din copiii noștri care au obținut rezultate foarte bune la concursurile naționale, atât individual cât și pe grup, au fost premiați la inspectorat prin Consiliul Județean, cred. Câți copii ați avut anul trecut pe liste? Am avut vreo 50. 50 de copii? Da, vreo 50 de copii. Și au fost premiați toți? Da. Da, pentru că chiar au avut rezultate foarte bune. Și m-am bucurat pentru ei și v-am zis, a fost așa o uimire, pentru că nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Eu sper să se repete. Da, și să mi se ceară iar listă cu copiii care au rezultate foarte bune, pentru că ei chiar muncesc aici și țin să amintesc că am făcut noi un eveniment așa foarte drăguț legat de pian, că nu aveam un pian în palat. Deși aveam copii care concurau la concursuri cu copiii de la școlile de artă, cu copiii de la liceile de artă care fac pian fiecare zi. Așa, și totuși noi câștigam premii, copiii noștri, da, luau premii acolo, dar ei nu aveau aici un instrument adecvat. Și pe ce exersau? Pe ce aveam, da, ceva nu foarte bun. Probabil își luau ei acasă ceva mai bun, cei care puteau și aveau posibilități. Dar de anul acesta ne lăudăm și noi cu un instrument mai pomenit, o să vă invit să-l vedeți. Ne-a fost donat de familia Gheorghe și copiii noștri au acum ocazia să cânte pe un pian adevărat, pentru că chiar se simțea nevoia, nu era în județ un asemenea instrument și nici nu este, ca să nu zic la trecut. Așa, și de asta spun că efortul lor și munca depusă de ei pentru a participa la aceste concursuri era foarte mare și atunci era păcat să nu fie apreciată exact la nivelul unui olimpic, pentru că nu se pot obține astfel de rezultate fără muncă. În afară de pian, aveți nevoie și de alte dotări? Am înțeles că s-a rezolvat partea cu pian. Da. De ce ați mai avea nevoie? Avem nevoie, da, evident că avem nevoie. La fiecare cerc este nevoie și avem o listă, să zic, de investiții pe care ne-o dorim realizată. În primul rând, nevoie avem de instrumente muzicale. Acestea sunt prima, să zic, problema noastră, pentru că sunt foarte scumpe și nu le putem cumpăra nici noi din buget. Nu ne permite, să zic așa. Copiilor la fel este greu să-și cumpere un instrument, după aia poate își dă seama că nu-i place și vrea altceva și atunci e greu și cu asta. Plus și alte dotări, nu numai la instrumente. Eu știu și la cercul de modelism se simte nevoia de materiale, și la cercul de machete construcții. La matematică acum avem la fel îmbunătățit un pic dotarea cercului, un pic îmbunătățită, pentru că firma
Ne-a donat 20 de laptopuri pe care le folosim acum la matematică aplicată și la cercul de electronică. De asemenea, s-au implicat foarte mult și pentru dezvoltarea clubului de robotică. Domnul profesor făcea aici un club, o parte din copiii dumnealui făcea robotică de câțiva ani și chiar participa și la concursuri și am cumpărat tot felul de lucruri folositoare pentru ei, niște kituri Lego cu soft, la fel cu niște laptopuri donate tot de la ei, astfel încât copiii să învețe cât mai bine lucrul acesta și să participe și la concursuri, evident, cei care vor evolua foarte bine. Este primul an când aveți cercul de robotică? Nu. Deci grupa de robotică de la electronică funcționează de vreo 3 ani, dar este primul an în care avem o dotare corespunzătoare, să zic, da, pentru că la fel, piesele de care aveam ei nevoie sunt foarte scumpe, softuri pentru roboți la fel și de anul ăsta am reușit să-i dotăm și acum sunt fericiți, ce să zic. Peste 1000 de copii în 13 cercuri, sau așa mi-ați spus la început. Cum sunt sălile în care sunt organizate aceste cercuri? Spațiile sunt proprii pentru derularea unor astfel de activități? Sau Noi ne-am adaptat aici la spațiul pe care l-avem pus la dispoziție. Bineînțeles că se simte nevoia unui spațiu mai mare pentru unele cercuri, de exemplu pentru dansuri, este sala destul de mică. Alte cercuri sunt ok într-un spațiu așa, dar pentru altele se simte nevoia și mai ales se simte nevoia unei săli de spectacole. Noi organizăm deseori spectacole pentru părinți și pentru comunitate și chiar am avea nevoie de un spațiu generos. Acum, De-a lungul timpului v-ați tot mutat. De câți ani funcționați în actualul sediu? Aici, în locația aceasta, suntem din 2007, de când s-a retrocedat clădirea pe care o aveam acolo în centru. Și din 2007 suntem aici și n-am reușit încă să ne mutăm. Încercăm să purtăm discuții cu autoritățile locale, să se înțeleagă nevoia unui spațiu propice pentru Palatul Copiilor. Să sperăm că vom găsi înțelegere. În momentul de față ați identificat o clădire unde ați putea să vă mutați sau vreți să construiți? Care sunt opțiunile în momentul de față? Sincer, am tot discutat de-a lungul acestei perioade mai multe variante. Am încercat să identificăm o clădire. A fost o discuție cu clădirea de la Știrbei, de unde s-a mutat liceul Știrbei. Da, și care ne-a fost și dată la un moment dat printr-o hotărâre de Consiliul Local, mă rog, o parte din ea, etajul 1, dar care între timp s-a trecut la altă instituție și atunci nu m-am mai putut fi pusă în practică această idee. Noi ne-am străduit să găsim o altă clădire, dar sincer nu prea reușim pentru că nu știm exact ale cui sunt clădirile și dacă mergi așa prin oraș, tot nu stai seama ale cui sunt și atunci trebuie vorbit exact cu factorii care au aceste informații. Dar ultima variantă care mi s-a părut nouă mai ușor de pus în practică este aceea identificării unui teren. Deoarece avem, sprijinul, să spun, că tot am vorbit mai devreme de familia Gheorghe și de firma Gimart, dumnealor și-au exprimat dorința de a ne ajuta și de a construi o clădire pentru noi. Doar că trebuie să identificăm un teren. Acum, eu sper să găsesc înțelegere la autorități. Am o promisiune din partea domnului primar și pe care vreau să-i o reamintesc. Așa, o promisiune că o să ne dea un teren. Și să sperăm că dacă lucrul ăsta se realizează și vom reuși să descoperim un teren potrivit și cât de cât în apropierea centrului, să spun, pentru că copiii trebuie să aibă acces la el, poate se va concretiza această idee, ce ar fi nemaipomenit să avem un spațiu al nostru. La Palatul Copiilor vin doar copiii din municipiul Reședință sau din tot județul? Din tot județul.
de fapt, nu foarte de departe din județ, pentru că mai este un club și la Oltenița și atunci acoperă și eu parte din județ. Dar de aici, din jurul nostru, da, vin copii de la Ștefan cel Mare, de la Grădiștea, de la Perișorul, de la Borcea, de la Jăgălia, toată ruta aceea spre Fetești. Da, avem copii din tot, mediul rural. Ați vorbit de concursuri organizate în toate colțurile țării. Cum vă descurcați sau cine asigură partea de transport, de cazare? Aveți probleme din punctul ăsta de vedere sau Nu am avut. Concursurile naționale de obicei sunt finanțate de cei care organizează, referindu-mă la cazare și masă, iar transportul îl asigurăm noi prin bugetul de la minister. Deci copiii nu plătesc transportul aici. Deci să înțeleg că nu ați avut probleme legate de finanțare sau de buget? Chiar nu au fost. Am găsit înțelegere la inspectorat și totul, da, de fiecare dată când am avut o invitație importantă de la un concurs mare, nu au fost probleme cu deplasarea. Dacă ați avea puterea să rezolvați o problemă de aici, de la Palatul Copiilor, ce ați alege? În primul și în primul rând, ce ați alege să rezolvați? Problema noastră, singura noastră problemă, ca să spun așa, pregnantă, este spațiul. Deci chiar avem nevoie de o locație. Este singurul lucru care spun acum că este o problemă. În rest, lucrurile sunt ok. Mai găsim înțelegere, v-am zis, sponsorizări, oameni de bine care ne ajută, care apreciază ceea ce facem. Alte probleme așa chiar nu avem. Asta este problema care mă macină de câteva vreme și tot o spun peste tot, că poate să găsești o soluție și reușim să ne adunăm toți la o masă, factorii de decizie, să zic. Mi-aș dori foarte tare să reușesc să adun eu sau, mă rog, sincer, eu ar trebui să invit, acum nu știu dacă eu ar accepta, să stăm la o masă și să discutăm exact ce avem nevoie, pentru că discuții au mai fost și la alt nivel sau în alte cercuri, dar mi se pare inutil să se discute fără ca eu să fiu prezentă, da, sau măcar un reprezentant al inspectoratului care știe efectiv despre ce e vorba, adică dacă se ia totuși o decizie să fie în concordanță cu ceea ce ne trebuie nouă, cu nevoile noastre, pentru că altfel va fi inutil.